Ce mai facem dacă nu e nimeni aici? Sunt eu. Așa fac tot? Da. Toate meciurile? Da. Dar înainte de ce n-am avut? Că ăștia au muscă, au avut înainte. Ai obținut. Facem și noi. Putem face mai bine. Mai zic și eu ceva. Sigur. Merge la toată mea? Da. Mister, câteva concluzii după acest succes cu FCSB? Da. În primul rând, bună seara. Sunt mulțumit de rezultat. În rest, și de Arlauskis. În rest, nu m-am mulțumit nimic azi. N-am înțeles nimic. Cel mai slab meci al lui CFR cu mine, antrenor împotriva lui FCSB. E clar că dacă jucam excelent și pierdeam, poate eram supărat și ziceam că vreau să joc curând să câștig. Dar chiar așa, meci slab nu mă așteptam. Toți jucătorii au fost, mai ales cei care au început, sub nivelul lor. Cei care au intrat, au intrat mai bine și au demonstrat că merită să fie la CFR, dar dacă jucăm așa, eu cred că nu terminăm primele trei la finalul campionatului. Arlauskis, omul meciului? Omul meciului, clar. Pentru că cei de la FCSB, e prima oară de când sunt eu antrenor, care își creează așa de multe ocazii. Nu știu, pauza asta să fie o scuză, pentru că și FCSB a avut pauză și noi am avut. Poate sunt mai bine pregătiți ca noi, nu știu. Erau mai primi la minge, mai buni, mai tehnici, totul a fost mai bun. De obicei, meciurile erau foarte puține ocazii, mai ales ei, dacă aveau una sau două. Schimb, astăzi au avut multe ocazii și Arlauskis, îngerul păzitor al lui CFR. Apropo de Arlauskis, reușiți să-l convingeți să rămână la CFR Cluj? Încercăm cu toții, dar mingerea el decide. Nu vreau să-l stresez și normal că are dreptul să decidă la ce rezultate a făcut el până acum și dacă își termină contractul și găsește ceva din punct de vedere financiar mai bine, pentru că din alt punct de vedere nu cred, dar din punct de vedere financiar, dacă găsești ceva mai bine, normal că o să aleagă să plece. Au fost destul de multe cartonașe galbene astăzi, și într-o tabără și în cealaltă. Da, nu mi s-a părut un meci așa dur să primim, dar n-are rost să mai discut de arbitraj, că nu a influențat rezultatul. Cum e fotbalul fără spectatori? La acest meci ați avut pe fan doar în boxe. Parcă eram un meci amical, mi-am noroc că a spus la boxe acolo glasul fanilor care ne-a ajutat atât, pentru că fără să-i auzi și pe ei era foarte greu. Totuși, diferența de puncte este mare între CFR și FCSB. Credeți că mai poate opri cineva pe CFR în lupta pentru titlu? Da. Eu zic că mai sunt 7 meciuri. Și la cum am jucat noi azi, ne-am chinuit pur și simplu. Posibil orice. Deci nu văd de ce spune că s-a terminat campionatul. Mai ales că în ultimii 2 ani, când s-a câștigat campionatul, s-a câștigat în ultima etapă. E posibil și în acest sezon să mergem până la ultima etapă, pentru că cei care joacă în play-off toți sunt valoroși și poate să bată. Noi putem să pierdem cu oricine, clar, mai ales cum am jucat azi. Vă îngrijorează creșterea numărului cazurilor de COVID în România și dacă credeți că Liga 1 se va juca până la capăt totuși? Eu am spus de la început, noi nu suntem pregătiți. Nu eram pregătiți să începem campionatul și nu suntem în continuare. Eu nu știu ce se va întâmpla în cazul când cineva se va infecta, un fotbalist. Că dacă oprești o echipă, nu mai ai timp să joci. Pentru că limita e 1 august. Și dacă o echipă trebuie să stea 2 săptămâni în carantină și 2 săptămâni să se antreneze, că trebuie să-i lasă să antreneze. Să termină campionatul. Deci, eu nu înțeleg aceste reguli. Nu s-a luat nicio decizie înainte. Ce se va întâmpla? Eu tot am așteptat. De-aia nici n-am apărut să dau părerea. Eram și eu curios ce facem. Și încă nu știm. Vedeți că au apărut 2 cauze și nu știm ce să facem. Și nu cred că în alte țări este așa. Trebuie să știi ce se întâmplă. Să joacă, nu se joacă. În cazul în care apare un caz, se izolează și joacă ceilalți. Nu, ar fi ca o gripă, dar la noi văd că s-a oprit. Nu s-au jucat 2 meciuri și e păcat, pentru că acum poate să influențeze clasamentul. Astea în condițiile în care CFR urmează să joace la Botoșani și încă nu se știe dacă meciul se va juca sau nu. Vă dați seama, nici nu știu să fac programul o săptămână viitoare, pentru că nu știu dacă jucăm. Și așteptăm și noi cât mai repede să ni se spună. Noi n-avem ce face, noi doar trebuie să intrăm. Dacă ni se spune că jucăm, jucăm, cum am făcut azi. Că n-am jucat bine, asta e altceva. Țucudean a lipsit astăzi pe problemă medicală, nu? Este accidentat la antrenament, nu. A făcut o contractură. Mulțumim!